Bine v-am găsit, dragi prieteni! În emisiunea noastră domină stima și alese sentimente pentru întregiții interpreți. Te duci, tinerețe, te duci și-n presuri împle de argint. Aș vrea, dar nu pot să mă mint. Te duci, tinerețe, te duci. Aș vrea, cu amintiri de neuitat astăzi, una din vedetele muzicii populare din Moldova, care de mult a cucerit inimile dumneavoastră și continuă să vă bucure cu noi melodii, artistă a poporului din Moldova, Valentina Cojocaru. Așa fere, măi băieți, nu găsești din alte părți, când vezi una din sori, din nou vede dor să mori. Dor, 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 măi dorule, ți-am mai du-te la băieți, că de-o vreme dorule rău ne chinui fetele. Eu le laud, eu le cânt, dar și eu baiele sunt. Să vă fac din ochi aș mai aduți, veniți din urma mea. Dor, 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 măi dorule, ți-am mai du-te la băieți, că de-o vreme dorule, rău ne chinui fetele. Dor, 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 măi dorule, ți-am mai du-te la băieți. Cine au fost primii dascăli la capitolul muzică? Părinții mei mi-au fost primii dascăli, pentru că tatăl meu era un lăutar vestit prin părțile noastre Ciciulea Glodenilor și mama mea cânta foarte frumos cu vocea. Îl însoțea peste tot pe tata, adică la petreceri, la nunți. Și de mic copil, deci m-am trezit în cântecele părinților mei. Țin minte că mama mea cânta foarte multe cântece, chiar din repertoriul interpreților de peste Prut, Rodica Bujor, Mariela Tărețu, Ioana Radu, Maria Tănase. Mama mea cânta, știa tot repertoriul și nu că am deprins, dar m-am străduit să le cânt, să le învăț, mai bine zis. Și chiar ceodată cu desila le învățam, pentru că tata mă impunea să cânt cu vocea și chiar la acordeon m-a învățat să mă acompaniez eu singură. Deci când tata m-a luat cu el la o zi de naștere sau la o cumătrie, totdeauna noaptea când era petrecerea întoi, tata m-a sculat din somnul cel mai dulce și vrea să-și demonstreze odrasla în fața cumătrilor și mă impunea, mai bine zis, ca să cânt la oameni cu vocea și cu acordeonul. Mai țineți minte un cântec de pe timpuri? Păi cântece Bunui vinul Gheorghiuleu, știi toată lumea. Bunui vinul Gheorghiuleu, tam de redere, lere, de redera, cules toamna mai târziu, tam de redere, lere, de redera. Ori lume, lume, soră lume. Cântecul acesta e un cântec extraordinar, dar eu, de mic copil, nici nu vreau să-l aud. Pentru că la orice petrecere, la orice mătrie nuntă, cântam de 100 de ori acest cântec, îl repetam. Când cântam eu, toți oamenii lăcrimau. Și tatăl zice, vezi frumos cânti că oamenii lăcrimează, așa că mai cântă-l o dată. Da, cu mătri. Of, cu mătri, cu alea tare frumos mai cânt fata asta în Italia. Să ajungă mare artistă. Hai mai cânt o dată. De atâta cânticul ăsta e frumos, e extraordinar. Un cântec nemaipomenit. Dar de mic copil de atunci eu niciodată nu l-am cântat, nu vreau să-l cânt. Părinții mei și-au dorit ca să mă aibă mereu în preajma lor, să le fiu alături, în sat. Și în ce calitate? Ca profesoară de muzică. Și m-au dat la, pe atunci, școala pedagogică din Călăraș, secția muzicală. Anul 4 am fost la practică la mine în sat, la școala din satul meu natal. Și bineînțeles că eram convinsă că după aceasta mă întorc în sat ca să ocup copiii, să învăț muzica. Dar n-a fost să fie, pentru că pe parcursul studiilor participam,
ca solistă în orchestra de muzică populară Ciobănaș, condusă de maestru Duvițot. Și iată, la concursul republican al artiștilor amatori, am luat primul premiu. Aici, la școala pedagogică din Călăraș, exista și un ansamblu de fete. Conducătorul grupii noastre, Petrea Botea, era baianist foarte bun și a format un octet, deci din 8 fete, un ansamblu de fete. Și țin minte că acum Eugen Doga, regretatul Serafim Buzilă, ne-a scris cântece anume pentru acest ansamblu de fete. Unde am avut destule concerte, am participat la decada, pe atunci era decada culturii la Moscova, a Moldovei la Moscova, zilele culturii Moldovei la Riga. Și am fost și noi, acest ansamblu de fete, am participat și noi la aceste frumoase zile de cultură. Când am absolvit școala pedagogică, nu vreau să-mi dea voie, eu primisem repartizare în satul Bujor, raionul Hâncești. Că așa era atunci, era repartizată, obligatoriu. Și s-a vorbit, deci, la Comitetul Central al Consomolului, la Comitetul Central, la Comitetul Raional de Partid, ca această solistă să rămâie în orașul, în orășelul Călăraș. Ca solistă și plus la asta am rămas director la Casa de Pionieri din Călăraș. Era greu cu documentația în limba rusă și pe urmă m-a transferat la școală sportivă ca pianistă. Chiar am fost la competiții sportive aici în Chișinău. Concursul interpreților amatori din Chișinău radical a schimbat viața eroinii noastre. Am fost invitat la un concurs în Chișinău de artiști amatori. Am luat primul premiu, chiar iscălit de fostul ministru pe atunci, regretatul poetul Petre Darienco. Am și acum această diplomă și am fost invitată la Filarmonica de Stat din Chișinău, în ansamblul Tineretului, unde dirijor și conducător artistic era Leonid Cocea. Cu muzicieni talentați tineri, Mihai Dolga, Mircea Oțel, Simeon Chernițchi, Sergiu Cojoc, clarinet, soțul meu Petru Dabija, sambal, vor erau câteva viori. Păi verde de mărdul ce bădă vine și se duce. Păi verde de mărdul ce bădă vine și se duce. Bădă vine și se duce, dar îmi lasă vorba dulce. Bădă vine și se duce, dar îmi lasă vorba dulce. Poate mântul și arde, dorul vade mă mângâie. Poate mântul și arde, dorul vade mă mângâie. Mântul vade și nu înceadă, dorul vade nu încearcă. Mântul vade și nu înceadă, dorul vade nu încearcă. Petre Dabija, cu soțul meu, ne-am cunoscut în Călăraș pentru că el a fost repartizat ca țambalagiu, a terminat școala de muzică din Slobozia. Eu cântând în orchestră și el fiind țambalagiu, ne-am cunoscut, ne-am îndrăgit, ne-am îndrăgostit și ne-am căsătorit. O parte era populară și a doua parte era estradă. Cam mai târziu s-a împărțit în două, s-a divizat acest ansamblu și s-a format formația Mugurel de muzică populară, Valeriu Negruț, conducător artistic și dirijor, și ansamblu Noroc, condus de Mihai Dolgan. La realizarea filmului de debut al Orchestrei de Muzică Populară Mugurel, Valentina Cujucaru n-a luat parte și iată de ce. Pentru că pe atunci eram în concediu de maternitate, deci am adus pe lume primul fecior. Eu n-am participat, nu eram aici, eram la țară cu copilul. Peste puțin timp, Valentina Cojocaru s-a întors la Chișinău. Lângă
Locul era pentru că eu eram venită de la ansamblul tineretului. Ceilalți au fost invitați după asta. Maria Dragan, regretata Maria Dragan, Anastasia Istrate, Vasile Marin, apoi eu și Ion Bas. Primul cântec imprimat la radio s-a numit Ghiocel și acompaniată a fost Valentina Cojocaru de orchestră dirijată de Alexandru Vasichkin. Ghiocel din deal adus, măi, Ghiocel din deal adus, măi, câte flori pe deal în sus, măi, toate cu valea le-am pus, măi, măi. După Mugurel, deci eu m-am transferat în orchestra de muzică populară folclor, pentru că copilul meu crescuse, trebuia să meargă la școală și nu avea cine să stea acasă, dar specificul lucrului nostru la Mugurel era turnee de 2-3-4 luni prin țară, prin fosta Uniune Sovietică, iar la folclor, în orchestra folclor, nu aveam spectacole decât filmam câteodată, eu știu, pe la sate, prin raioanele Republicii noastre, câte o emisiune, cum era prin muncă omului slăvit. Și mai mult, în studioul specificul nostru de lucru era ca să imprimăm imprimăm mai multe cântece pentru fondul radioului. Câte doruri sunt de lume, măi, măi, toate au un singur nume, o voi. Numai doruri că nu-i dor, măi, măi, ce apă de izvor, măi, ce mă cheamă tot mai des, setea să-mi o potolesc, ce mă cheamă tot mai des, setea să-mi o potolesc. Aici m-am manifestat, aici m-am afirmat ca interpretă și aici Dumitru Blăjenu mi-a spus, stop, draga mea, trebuie să-ți faci, să fii tu Valentina Cojocaru, să ai specificul tău de interpretare, maniera și cântece culese de la baștina ta, de la depresate, de autori, căruia îi mulțumesc și astăzi pentru acest sfat părintesc al lui Dumitru Blăjenu. Perioada prolifică a interpretei în domeniul cântecului este considerată activitatea sa în cadrul Orchestrei de Muzică Populară Folclor, iar cântecul Are Mama Doi Feciori a devenit unul din cel mai solicitat. Fără falsă modestie, nu cunosc alt cântec care să răsune la radio în fiecare zi timp de 27 de ani. Și ca să nu mai fiu întrebat atât de des, l-am rugat pe dragul nostru poet Grigore Vieru să-mi fac un text autobiografic. Și a fost atât de reușit această îmbinare, eu știu, pentru că Grigore Vieru, doi feciori, eu doi feciori și compozitorul care a scris această muzică frumoasă, Ioan Tascăl cu doi feciori. Deci toți trei care am contribuit la acest frumos cântec, Are Mama Doi Feciori, este într-adevăr un șlagăr. Prima romanță care am interpretat-o a fost Te duci, tinereții, te duci, cuvintele lui Petru Cărare.
Această romanță mi-a aranjat-o, mi-a făcut aranjament prima dată Isidor Bordin, când am filmat filmul muzical cu regizorul Victor Bucătaru și cameramanul Ion Buzilă. Nu pentru mine a fost scrisă această romanță, dar mi-a încredințat-o mie, așa cum mi-a fost încredințat mie balada Miorița de Tudor Chiriac. Mi-a plăcut mie textul, foarte frumos text, și un om de la Academie, Agachi, familia, care și-a scris muzică frumoase, romanțe, neștiind o notă muzicală, nu are pregătire muzicală, dar în memorie, în capul lui sună, răsună foarte multă muzică, anume romanțe, deci el a considerat atunci că Valentina Cojucaru ar putea să cânte această romanță care răsună la mine în memoria mea. Și textul l-am găsit al lui Petru Carare foarte frumos într-o carte și uite așa am făcut această romanță. Pentru că când aveam și noi un angajament, eu știu, obligație mai bine zis, totdeauna avem un plan la radio, în fondul radioului, trebuie să cânti și romanțe, și cântece de joc, și balade, și doine, și muzică de drag și de dor. Și deci trebuie să am în repertoriul meu și romanțe. Te duci și înapoi n-ai să-mi vii, cu tot ce-a fost vis și alin. Aș vrea, dar nu pot să mă mir. Apoi n-ai să-mi vin. Aș vrea, dar nu pot să mă min. Te duci și n-apoi n-ai să-mi vin. N-am fost favorita sau, eu știu, aleasa lui Tudor Chiriac anume pentru această baladă. Tudor Chiriac, un compozitor atât de talentat, înzestrat de la Dumnezeu, cu toate calitățile muzicale ce are el, a căutat foarte multe interprete și a vrut să realizeze această baladă, poem vocal, balada Miorița, probabil că ceva nu l-a aranjat pe el. Și într-o bună zi, fiind la folclor, m-a invitat într-un studio unde era pian și zice, hai să încerci. Eu știam că doar eu vedeam când cu interpret se duce la pian, a doua zi vine și invită alt interpret. Dar mă rog, compozitorul are dreptul să aleagă interpreta sau chiar un autor când scrie un cântec popular, el are voie să-i propui la orice interpret care îi dragă lui. Tudor Chiriac m-a invitat, zice, încearcă, uite, ia uite la primul, uite la portativul acesta, la notele ce ți-aș vizita clipoți și te bineînțeles că eu am terminat Institutul de Arte la secția dirijor de cor și solfegiu mă pricep destul de bine și zici că uite, știi că îmi place, uite te rog să vii mâine la mine acasă ca să descifrăm mai departe. Câte un tact nu-mi permitea ca să fac multe melizme, zice aici am trebuit de făcut melizme, s-a bazat pe folclor, bineînțeles că o variantă coleasă de Elena Osoianu, de la Tălâncuța. Și bineînțeles, s-a inspirat Tudor Chiriac și a făcut, și așa a scris, acest poem vocal, Balada Miorița, unde am lucrat cu el timp de aproape un an de zile, cu vocea. Mi-era ușor să citesc notele, dar mi-era greu să cânt așa cum vroia el. Și a ieșit un poem vocal pentru voce, clopote, orgă și bandă magnetică timp de 20 de minute. Principalul e că când am imprimat acest poem, l-am imprimat la ora 2 noaptea în sala cu orgă cu regretatul marele regizor de sunet, maestru de sunet Petric Sârbu, ca să nu să se audă niciun zgomot, pentru că troleibuzele, autobuzele, transportul de la 2 până la aproape 5 dimineața, noaptea. Un picior de plai pe o gură de rai, iată vin în cale, se cobor la
măi ungurean și unui vrâncea. La Tribuna Internațională a Compozitorilor din 1986 în Franța, în Paris, Consiliul Internațional UNESCO, din 32 de țări a Europei, Asiei, Americii, au fost înaintate 54 de lucrări contemporane, moderne, unde 10 lucrări au fost menționate. Printre aceste 10 lucrări a fost menționată poemul Balada Miorița a lui Tudor Chiriac, care era venită din partea Uniunii Sovietice. Noi prezentam Uniunea Sovietică. Tudor Chiriac a fost al treilea reprezentant al fostei Uniuni Sovietice care a beneficiat de această mențiune. Balada Miorița a fost auzită pe toate meridianele globului. Pentru prima dată a fost menționată și ca interpretare. După aceasta, lui Tudor Chiriac i s-a conferit premiul de stat, dar mie mi s-a conferit titlul de artista poporului. Când am venit în orchestra de muzică populară, folclor, prima dată, Nicolae Glib era de acum solist angajat. Și m-a propus, Valentina, hai să facem niște duete, am eu, zice, niște cântece în capul meu frumoase și ar merge foarte bine să cântăm împreună. Uite, la Nicolae Glib am început să cântăm duete. Și iar verde fi răspuns, mă. Eu i-am spus dorului, spus măi, auzit ai om pe lume, să nu-i fie dor de nimeni. Auzit ai om pe lume, să nu-i fie dor de nimeni. Sunt cântece care preluate chiar de colegii mei buni, de interpreți mari de peste Prut, văzut Tinerețea mea, scrisă de Gheorghe Panariuc, de autor Gheorghe Panariuc. Reguiați pe la ce-și mea, mă, văzui Tinerețea mea, mă, văzui Tinerețea mea, în rochiță subțirea, în rochiță subțirea. Nu știu
Niciodată nu mi-e rușine să spun ani, câți ani am, absolut deloc. Dar dacă cineva spune că te arăți foarte bine, mă bucur și nu mai trebuie să-mi fac reclamă câți ani am, că nimeni nu-mi cere buletinul. Absolut. Așa că să-i mulțumesc Domnului pentru ceea ce am azi și pentru că mai colaborez și mai concertez și mai sunt invitată la o nuntă, la o cumătrie, la o zi de naștere, la un hram a satului, de ce nu? Mă bucur când mă aflu între oameni gospodari, oameni frumoși, la chip, la suflet, oameni care mă respectă, eu știu. Eu am cântat cu toate orchestrele profesioniste din Moldova. Considerați că aveți noroc? Eu cred că nu trebuie să mă plâng că se va supăra Dumnezeu pe mine. Cred că am avut noroc. Foarte mult. E mult înseamnă că n-ai și o bucățică de noroc în viață. Pentru că afară de talent sunt mulți oameni talentați și avem și acum oameni foarte mulți talentați. Dar totdeauna un pic de noroc trebuie să ai. Eu cred eu că acest mic noroc l-am avut. N-am trăit ca frunza în vânt, fără urmă pe pământ, măi. N-am trăit ca frunza în vânt, fără urmă pe pământ, măi. Ți-am cântat lume mereu, așa cum am știut eu, măi. Ți-am cântat lume așa, ești pe viața mea și-a ta, măi. Atunci când noi mai fi eu, măi, rămâne cântecul meu, măi. Rămân cântecele mele, să mă petrece cu ele. Eu cred că trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru norocul care l-am avut. Și le doresc tuturor interpreților să aibă norocul meu și să cânte până la acești ani care cânt și eu.